Grecia și-a dublat numărul de vaccinări după înăsprirea restricțiilor. În prima săptămână din noiembrie, peste 40.000 de greci s-au imunizat și asta mai ales de teama de a nu fi obligat să se testeze pe bani proprii de două ori pe săptămână pentru a merge la muncă. Și în Grecia, populația decide să se imunizeze de frica restricțiilor. Numărul persoanelor care s-au vaccinat anti-Covid cu prima doză a crescut în Grecia de aproape două ori după ce guvernul de la Atena a decis să înăsprească restricțiile pentru persoanele neimunizate. În ultima săptămână din octombrie, acest număr era de aproximativ 25.000 de persoane, iar prima săptămână a lunii noiembrie a venit cu un record de vaccinați. 40.000 de persoane imunizate cu prima doză. Autoritățile de la Atena au decis ca angajații din sectorul privat și cel public care nu sunt vaccinați să prezinte de două ori pe săptămână teste negative de COVID-19 pe care trebuie să le plătească din bani proprii. Persoanele nevaccinate din Grecia vor putea să intre în instituțiile publice doar dacă prezintă un test COVID-19 cu rezultat negativ. Doar supermarketurile și farmaciile sunt exceptate de la această regulă. Amenziile pentru magazinele și restaurantele care nu respectă măsurile impuse de guvern au fost dublate, ajungând la 5.000 de euro, iar guvernul a locat un număr suplimentar de 8000 de polițiști în acest scop